pentru că sindicatele nu prea reacționează la doleanțele personalului medical din România. Medicii și asistenții din spitalele românești, dar și cei plecați în afară, s-au mobilizat pe Facebook și au creat un grup intitulat Medici gata de greva generală, la care au aderat deja peste 10.000 de persoane. Medicii își strigă public nemulțumirile față de salariile indecente, față de gărzile neplătite, de lipsa medicamentelor pentru pacienți, dar și față de condițiile mizerabile din spitale. În centrul discuțiilor sunt chemările la grevă și chiar demisii în grup, dacă Ministerul Sănătății nu alocă mai multe fonduri pentru sănătate și dacă salariile nu vor fi majorate. Astfel, solicitările grupului includ un statut de medic, salariul de bază la jumătatea nivelului din Uniunea Europeană, gărzi plătite, respectarea contractului de muncă, medicamente pentru a avea cu ce trata pacienții, consumabile, aparatură pe care au colegii din alte țări, spitale și nu cazemate în care cade tavanul în cap și miroase a mucegai, dar și deblocarea posturilor de medici, specialiști sau primari, pentru că nu este normal să termini un rezidențiat într-un anumit domeniu, dar în același timp să nu existe locuri. Medicii și asistenții care fac parte din grupul nemulțumiților de pe Facebook vor ca toate forurile din România și Europa să afle despre condiția medicului român și despre motivele care i-au determinat pe cei mai mulți dintre ei să plece la muncă în străinătate. Nu suntem chelneri, coafeze, taximetriști, cu tot respectul pentru aceștia, nu vrem atenții, vrem salarii, nu suntem funcționari publici, funcționarii publici nu au depus jurământul lui Hipocrat, nu suntem de condamnat în acest caz pentru o eventuală grevă, plicul ne condamnă, suntem o profesie demnă cu rol prioritar și primordial în națiune, vrem salarizare pe măsură. O altă postare spune, deși nu mai lucrez în România de câțiva ani, vă susțin mișcarea și doleanțele, acestea fiind și pentru mine, la momentul respectiv, unul din motivele care m-au determinat să plec. De aici sunt alături de voi. Altcineva a transmis un mesaj. Dragi colegi, nu trebuie să ieșim în stradă, să ne umilim. Am fost destul de umiliți până acum. Trebuie să anunțăm toate forurile din țară și străinătate că vom declanșa o grevă totală în data D, la ora D. În Franța a căzut guvernul pentru așa ceva. Iar dacă autoritățile din România nu vor lua măsurile cuvenite, atunci o să fie dezastru. Grupul de pe Facebook, gata de grevă generală, continuă să adune în fiecare zi tot mai mulți adepți, aproape toți de acord cu ideea că numai când vor protesta se va cunoaște cu adevărat dezastrul din sistemul medical românesc.